Fii atent, dacă vine asta noaptea peste tine așa, fără pantalon, fără, bine, fără picioare, fără pantalon, fără tricou, îl vezi așa, uite, bă, și zice, dă, bă, subscribe, bă, dă și un like aici la Vălică. Salut, prieteni, și bine v-am găsit la Roblox, mai degrabă la Ultimate Driving, un joc destul de nou, sau cel puțin eu nu l-am văzut, care arată super mișto, deci mașina asta e insane, uite, cică 2.0, deci se pare că a mai fost unul, sau... e un update, nu contează, mi-a atras foarte mult atenția mașina asta din thumbnail, să spunem așa. Văd că avem aici servere pe care noi putem să le alegem. Mamă, cât e harta asta, în fine, nu o să mă bag, o să dau direct play now. Și se pare că astea sunt blocate pe rank, ok. Hai să vedem care este chestia, cred că știu jocul. Cred că îl știu, cred că l-am mai încercat când era 1.0 și mi se părea foarte beta. Ok, se pare că dacă... băgăm Bobux, putem să luăm mașina asta de început, care ne mai dă și 100.000 de bănuți. Da, Bobux 0. Pe contul ăsta nu cred că am avut nici măcar un Bobux. Hai să ne uităm la mașinuțele astea. Deci, ca viteză 155, 150, 156. Să zicem, 5.8, 5.4, 4.8. Momentan asta arată cel mai bine. Și la schimba vitezele arată cel mai bine, sau de fapt nu, că scrie mile, cât poate să parcurgă. Ok, deci m-a derutat asta, nu mai contează. Culoare, cred că mergem pe un un bleu. Și hai să-i dăm claim. Opa, vericu, ce s-a întâmplat? Bă, băiatule, fii atent aici, bag. Bă, șobolane, ieși, mă. Deci, da, din păcate e un bug, se pare aici. Ar trebui să dau și eu reset. Nu știu de ce e bugul ăsta, eu putea pica cu totul și o bolană. Da, era interesant. Se pare că sunt iar în pielea goală, dar asta este. Mamă, e plin de ruscoveți pe aici, bă, băiatule, nu mai scăpăm de ei. Ok. Și văd aici că am două mașini, de fapt. Una slăbuță și una mișto de baștan. Fii atent că... o am și pe asta, stai că nu m-am prins. Și pot să o customizez. Ok, deci avem plate-uri aici pe care pot să-i le modific eu. Unele se aseamănă cu Driving Empire, uite. Sunt foarte multe pe aici care sunt ca în Driving Empire. Să zicem că e ok. Asta e cu Bobux. Ia să vedem culoarea. Da, main. Ok, deci ar trebui... a, nu, dacă vreau să fie reflectorizantă, ok, acum m-am prins, dar putem să-i schimbăm culoarea. Nu știu ce culoare să fac. Bum. Ia să vedem, cred că asta. Ia să vedem, bun. Avem și pe Bobux. Wow. Interesantă chestia. Hai să vedem aici la roți ce avem. Văd că încarcă un picuț. Interesant. Le avem pe unele blocate. Hopa. Deci trebuie să cumperi catanezi. Catanzaru, habar n-am ce era, în fine. Revolution. Ok, deci avem mai multe de cumpărat pe aici și vere ce e asta. Deci eu așa aș lăsa o vere, așa aș lăsa o, mă jur că așa aș merge cu ea în viața reală. Hai că da. Cam toate sunt blocate. Ok, hai să-i punem unele decente. Uite, astea sunt decente. Și să vedem ce mai avem aici. Deci nu mai avem nimica. Hai să mergem la performanță. Avem boost, advance. Am înțeles, Bobux. Basic. Deci basic cu bani. Ok, și avem bani? Chiar nu știu. Deci am făcut și boost. Vezi, joacă pe asta. Și cam asta este mașinuța noastră pe care surprinzător ne-au dat-o băieții. Mamă, cât de mișto arată aici unde editez la spawn. Îmi place. Și hai să-i dăm și noi drive. Să vedem care e chestia, că nu mă prind. Deci m-a pus să-mi aleg pe aia și mi-a dat-o pe asta. Bă, jocul se vede bine. Sincer, se vede foarte bine, îmi place cum sunt reflexile, îmi place cum arată valea acolo gol, n-are nicio treabă, se învârte pe scaun, dă din cap, dar mașinile sunt destul de detaliate. Să spunem așa, ca și oraș, bă, nu știu ce să zic, n-arată rău, sincer, la prima vedere, văd că avem acolo un achieve, ceva, să mergem cât mai mult sau chiar nu mă prind, ok. Acum trebuie să completez orice cursă. Bă, ce-am făcut, mă? M-am înfipt în șobolanul ăla. Ah, altă problemă. Iar stă cu picioarele bine. Asta stă cu tot corpul aici. Hai să vedem ce avem. Deci reward-ul. Hopa, pe rank-uri deblocăm mașini. Vezi că asta e interesant. Ok. Daily quest-urile. Cred că și asta tot aici ceva, un fel de daily quest e. Job-uri. Vezi că avem și job-uri. Putem să fim polițist, pompier,
Mamă, deci avem la joburi pe jocul ăsta, interesant. Meniu, bă, nu vreau coliziune, că ați văzut ce s-a întâmplat. În metric, da, cred că în metric e cel mai bine așa. For effect, nu știu la ce s-a referi asta, vibe, VIP setting, vibe, au și tu la mine. Rules, ok, după aceea ce mai aici, să spawn direct mașinuța, ok, și hartă, vedeți că avem și hartă, ok, interesant, mamă cât a harta, vericule, hai să ne întoarcem și noi un pic, mamă, s-a făcut întuneric, asta nu prea-mi place, mai ales că nu știu să aprind farurile, ia să vedem, FL, ceva, e bine că nu știu, dar nu mai contează, speed, avem ceva, your stats were saved. Ok. Am apăsat shift. Nu știu. Ah, uite mă, H scrie sus. Ok. Bă, arată bine jocul. Îmi place. E promițător. Îmi zice cum pot să blochez. Ok. Hai să mergem și noi aici să vedem care e chestia. Deci avem mai multe curse. Ok. Bă, nu știu dacă se iau pe cea mai slabă sau nu. Deci pe astea clar nu pot. Sau cred că nu pot. Hai să mergem pe asta. Party. A, trebuie eu să fac parte, ok, atunci o să mergem la asta cea mai scurtă, solo. Ia să vedem ce se întâmplă, ok. Deci se pare că poți face curse solo. Bă, jocul ăsta e interesant, e promițător. Cred, repet, cred că l-am încercat când a fost 1.0 și nu prea mi-a plăcut, pentru că ideea o cam știu a jocului, adică mi se pare un pic cam familiar cu alt joc. Dar ce nu-mi place mie, sincer, la opa, exact asta zic, la jocul ăsta, sunt controlele. Nu prea se controlează atât de bine jocul, adică mașina în joc, mă înțelegeți voi? Nu știu, parcă e un pic așa cam ciudat, parcă curba aia prea greu, prea nu prea o ia, frânează cam cum vrea mașina și totuși nu e o mașină slabă, asta e un Lambo, da? Nu știu ce să zic, dar... pare promițător jocul, cred că, mamă cum a trecut vericul ăla pe lângă mine, dar s-a cam bușit, cred că poate reuși, hopa, vedeți cât de greu a frânat, poate reuși totuși să devină un joc destul de interesant ca Driving Empire, deși nu o să devină chiar ca Driving Empire, dar ar putea să fie... pe acolo, înțelegeți voi? Mai sunt și alte jocuri cu mașini mai interesante, uite cum, bă, băiatule, cum s-a dus, dar ce îmi place foarte mult la jocul ăsta față de Driving Empire, mi se pare că grafica e mai bună. Personal, mi se pare că într-un fel sau altul se vede mai bine. Chiar nu știu 100% dacă e de la mine neapărat sau chiar se vede mai bine ca Driving Empire, dar mi se pare destul de decent. Ce am făcut, bă, vericule? Am sărit, bă, băiatule, nici picioare nu mai are ăsta. Fii atent că nu mai are picioare. Bă, șobolane, nu vreau aici driving. Ce am făcut, mă, șobolane? În fine, măcar am făcut achievement-ul ăla. Da, nu știu ce s-a întâmplat. Am apăsat efectiv pe W, că am zis, bă, fac și un burnout ceva. De ce avem prețurile, ok, la motorile, la benzină, la... Fii atent, dacă vine asta noaptea peste tine, așa... fără pantalon, fără picioare, fără pantalon, fără tricou, îl vezi așa, uite, bă, și zice, dă, bă, subscribe, bă, dă și un like aici la vălică, hai că e interesant, opa, vine poliția după noi, vine poliția, vrea să ne fure, bă, șobolanilor, și se pare că sunt niște bug-uri pe aici, uite, avem și pompe electrice, nu mă găsește nimeni aici, mă ascund după, hai că m-am ascuns direct în el, da, bă, jocul s-ar putea îmbunătăți, zic eu, mai mult și să fie destul de popular. Există ceva player pe joc, dar eu uite-l pe ăsta cum stă aici, dar nu suficient din punctul meu de vedere. Cred că pe viitor, dacă se vor face upgrade-uri ceva, o să fie mai mișto. Se pare că poți să-ți cumperi și arme ilegale. Guys, nu uitați de like, de subscribe și vă pupă Vali. Eu uite cât suntem pe aici și câte steluțe au. Vă salut!